Primul caz de trichineloză la porci domestici a fost confirmat astăzi de medicii Direcției Sanitar-Veterinare. O familie din Gorj a consumat carne fără să efectueze controlul trichineloscopic. Consecința, două persoane, mamă și fiică, au ajuns la spital acuzând dureri. Este primul caz de infestare cu trichineloză în Gorj înregistrat în ultimii 2 ani. Ceilalți nu au simptome, celelalte două femei au o simptomatologie ușoară. Cu toate că metodele de diagnostic care le folosim noi în laborator pentru depistarea trichinelozei ne-au dat o infestație nu masivă. E greu de spus supermasivă, dar o infestație rară, pe care o întâlnim foarte rar la un porc domestic. Întreaga cantitate de carne rămasă neconsumată a fost incinerată în laboratoarele DSV. Din păcate, este vorba de o familie săracă, rămasă acum și fără carne și cu boală gravă. S-a confiscat cantitatea de 91 de kilograme de carne afumată, carne topită. În momentul acesta s-a incinerat în laboratorul, la crematorul instituției. În incineratorul instituției, mai bine zis. Este primul caz confirmat pe anul acesta? E primul caz după 2 ani de zile. Din 2012 n-am mai avut trichineloză la porci domestici. În prezent, familia gorjană mai are un animal în gospodărie pe care nu are voie să îl înstrăineze și căruia trebuie să îi efectueze examenul trichineloscopic odată sacrificat.